Bună seara! Un nou examen pentru Lupi Galben. Olimpia Dacia este unul din cele mai tari meciuri din etapa 29-a din Divizia Națională. Toate partidele din această etapă se vor juca marți, 1 mai. Pe lângă partida Olimpia Dacia, în etapa 29-a vor mai avea loc meciurile Iskra Stal, FC Costuleni, Milsami Ursido, Zimbru, Nistru, Academia UTM, CSC Rapid, Sfântul Gheorghe și FC Tiraspol, Șerif. Toate partidele se vor juca marți, 1 mai. După 28 de etape, lider este Dacia cu 70 de puncte. Șerif se clasează pe poziția a doua cu un punct mai puțin. Zimbru ocupă locul 3 cu 54 de puncte. Pe ultimele poziții sunt Academia UTM cu 23 de puncte și FC Costuleni cu 15 puncte. Meci cu scântei la turneul printre amatori la futsal Premier League Sports.md. Echipa jurnaliștilor Olhionia a ratat calificarea în optim după ce a pierdut în ultimul meci din grupă în fața lui Verdesca, scor 1-2. Echipa jurnaliștilor Olhionia a ratat calificarea în optim după ce a pierdut în ultimul meci din grupă în fața lui Verdesca, scor 1-2. Победу эту победу удалось нам очень тяжело. Все ребята бились до конца, как в каждой игре. Опять же проявили характер. Просишь компетиция, как в фазе группы. И под кадр. Таком же кадре обчисать. Ну, наши есть опыт. Тут Optimile de finală ale turneului printre amatori la futsal Premier League Sports.md vor avea loc sâmbătă și duminică, 5 respectiv 6 mai. Duelul Ronaldo-Messi ia amploare. FC Barcelona a umilit-o pe Rayo Vallecano în deplasare cu 7-0 și a rămas la 7 puncte distanță de rivala Real Madrid, care mai are nevoie de doar 3 puncte în ultimele două etape pentru a câștiga titlul. Messi a reușit o dublă pentru Barça și l-a egalat pe Cristiano Ronaldo în topul golgeterilor din Primera División. FC Barcelona a deschis scorul în minutul 16 prin Messi. 1-0! 1-0 Lionel Messi! Peste 10 minute, catalanii au dublat avantajul prin Sanchez. Da! 2-0! 2-0 Alexis Sanchez! Barça a marcat pentru 3-0 în minutul 39 prin Keita. 3-0! Bravo! Oaspeții au majorat diferența în minutul 47 prin Pedro. Messi! Și Pedro, 4-0. Alcantara a ridicat scorul la 5-0 în minutul 77. Messi, головой, нет, Thiago și 5-0, Thiago Alcantara. Pedro a reușit dubla în minutul 87. Pedro, 6-0. 6-0. Peste 3 minute, Messi a reușit și el dubla și a stabilit scorul final, 7-0 pentru Barça, după ce a înscris al 43-lea gol în campionat, la fel ca și Ronaldo. 7-0! Real Madrid este lider în Spania cu 91 de puncte, FC Barcelona este pe locul 2 cu 7 puncte mai puțin. În plutonul fruntaș se mai clasează Valencia CF.